Salutare tuturor, eu Stix Slader și bine v-am găsit la o nouă mapă horror pe acest canal în Minecraft. N-am mai jucat Minecraft cred că de 2-3 luni, dar s-a adăugat o nouă mapă horror și am zis să o încerc. Dacă apreciați Minecraft-ul și mai vreți mape horror, v-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like. Eu mapa asta am mai văzut un video cu ea și nu e așa horror, adică e doar scary puțin, dar nu e horror. Deci nu vă veți speria așa mult. Ok, welcome to the map. Escape from the hospital. Bine ai venit la mapa, scapă din spital. You are sick, ești bolnav. Găsește un antidot. Game of Zero. Ok, haideți să-i dăm drumul, băieți. Cred că o să punem niște muzică horror aici, pentru că n-are muzică. Sau are, sau n-are. Ok, și suntem într-un spital. Și vedeți și voi aici, sânge pe pereți, toate chestiile nebune. Iar sânge pe pereți, iar sânge pe jos, iar sânge pe pereți, iar sânge pe jos, iar sânge pe pereți. Ok. Și trebuie să urmăm drumul ăsta. Așteptați-vă din orice moment să sară ceva de undeva și să ne sperie. Deocamdată mapa arată destul de bine, nu arată Minecraft. Arată alt joc, nu mai am Minecraft, nu. Hai să intrăm aici prima oară. Ce s-o activa când apăs pe ăla, nu știu. Deci un pachet. Trebuie să-l deschid pachetul. Aici nu poți să treci, un pat, cred că e o celulă asta ceva. Pentru că nu văd nimic și butonul ăsta nu funcționează deloc. Ok. Poate să te sperie când calci pe el, dar nu cred că mă sperie așa ușor. Aici e o ușă. Hop. Cu o scară. Ce putea fi mai înfricoșător decât o ușă cu o scară? Bă, să fiu sincer, scările este arată destul de bine, ar trebui adăugate în Minecraft. Hop! Și am intrat. Și game mode-ul mi s-a setat la Chest is locked, ok, deci chestul ăla e închis. Asta e recepția. Aici vin oamenii să dea comenzile la operații. Ok, hai. Intrăm în celula asta care, să fiu sincer, e cam fricoșătoare. Bă, unde e, mă? Hai să vedem. Cloud kills fast. As slow get as. Nu știu ce zice acolo. Ceva cu nori, că te omoară, complica rău, îmi trageți voi și spuneți în comentarii. Ok, pare că trebuie să mergem aici, în duș. Ok, sper să nu fi stricat mapa. Vedeți că eu am pus-o mai bine aici. Pentru că nu era pus așa bine. Oh, un chest. Și cred că scrie ceva cu chei de rusă. E mapă de ruși asta, băieți, deci feriți-vă. Rusia for the win. Și chestul ăla era închis și cred că trebuie să folosesc cheia asta. Dar ziceau băieții pe comentarii că e cam bugui chestul ăla și nu se deschide. Dar asta este că vedem acum. Dacă nu-l spargem, nu-l recu. Ok, hai să vedem. Ok, s-a deschis. Avem a doua cheie. A doua cheie, în spate nu putem să ne întoarcem. Cred că aici. Get out of here, adică ieși afară de aici, scrie și pe perete. Și took blindness from Xlader, deci mi-a luat blindness-ul. Aici vedem ceva cu electricitate. Bă, e mișto mapa făcută, adică ia uite, și e o mapă de Counter-Strike. Dacă ai imaginație bogată. Prea frumos, ok. Trecem mai departe. Mergem pe drumul ăsta aici. Văd acolo un computer eșuat. Ce era, mă? Deci uita și computer eșuat. Cred că vrea să fie o eroare de albastră. Laptop. Ok, se aude o alarmă. Ok, și avem cheia numărul 3. Aici e ceva? Nu. Ce facem cu cheia numărul 3? Ok. Ce facem cu cheia numărul 3? Unde e ușa? A, uite acolo. Da. Sau niște vorbe de afară, dar nu vă faceți griji, ok? Și ne-a pus blindness-ul când coborâți scările astea. Bă, până acum nu fac nimic scary. În canal am ieșit afară, în drum, unde am ieșit? Sânge. Oi, Chichidana, am pistol. Hop!
Oh my god, nu. Aici, Kidana! Aici, Kidana! Aici, Kidana! Ok, am pușcat monștri. Cred că asta a fost singura parte mai skill. Oh, nu, 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 nu. Nu vreau să mai bag monștri. Unde mă conduce, mă? A, după astea trebuie să merg. Oh, oh, nu, nu, nu. Cred că s-a ales praful, băieți. Bă! Dacă mor aici, mor de tot. Ei? Mergem în față, n-am să vedem unde ne duce mapa asta. Ce mai dai? Peaceful, gata, le-a scos în sfârșit. Mi se regenerează inima. Ce aici? Holy shit. Rotom flash, nu știu pentru ce. Bă, chiar îmi place pistolul ăsta. Eu trebuie să-i tablou. Pistolul ăsta chiar e distractiv. Oh, ok, ok. Ce fac cu cheia asta acum, e vreau. Bă, chiar îmi place pistolul, să fiu sincer, nu știu dacă vă place și vouă. Ești pe aici? Nu, aici e camera. Ok, mergem mai departe. Nu mă lasă mai departe. Unde e mai departe? Hai, Chichidana, unde ești? Ce fac cu cheia asta? O, mai e un chest aici? Nu, o luai. Era Rotten Flash în el. Ai, bă, bă, bune. Deci aici nu pot, aici nu pot. Dai că pot aici. Mașină. Mașină. Reception. Tot recepție aici asta. Cred că trebuie să deschid mașina asta, altfel nu-mi imaginez. Ia, aici se pune, ok, are dreptate omul. Ce sunt astea, mă, becuri? Wow. Hai, am pornit-o și am plecat la drum, ok, și m-a dat în față la drum, trebuie să iau în spate. E o barieră aici, ce asta? Poliție. Este mașinile astea sunt mai proaste decât le construiesc eu. Ok, băieți, cred că asta e mapa. Aici se termina, habar n-am, n-are niciun sens, dar așa se termina, cred. Aici nu pot să intru, aici nu pot să intru, aici nu pot să intru. Aici pot să intru. Și ce e aici? Aici închis.
Asta e antidotul. Antidotul. Toate sunt cu apă, băga mea și 1, 2, 3, închis. Hop! Thanks for playing, you find the cure, you win. Deci, acolo se termina mapa, am avut dreptate. Cam atât și cu acest episod, nu știu dacă a fost așa înfricoșătoare, dar na, a fost decentă mapa, a fost ca un fel de puzzle map, nici de cum. Horror map. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă mai doriți hărți din astea de Minecraft. La revedere, pa, pa!